te mătură. Bună ziua, dragi ascultători și văzători, deci cei care sunteți cu ochii și cu urechile atenți pe Radio Shalom România, invitatul nostru de astăzi, pe care îl vedeți alături de mine, este domnul Tiberiu Roth. Nu încep să spun inginer sau alte treburi. Încep prin a spune un lucru foarte important care a circulat și nu știu dacă ați luat la cunoștință de acest lucru în presa primei părți a anului acesta 2020, în presa brașoveană. Și vă citesc din această presă că unul dintre cei mai proeminenți conducători ai evreilor din România, Tiberiu Roth, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului său, Brașov. În ultimii 30 de ani, Tiberiu Roth a fost președintele comunității evreiești din Brașov și președintele Asociației Sioniste din România. În afara acestor titluri, Tiberiu Roth este un mens, în English, un om de acțiune, un om cu viziune și inițiativă, un om care face mai mult decât vorbește și un om cu putere de muncă demnă de respect. Îl felicităm și îi dorim multă sănătate și forță de muncă. Repet, am citat din presa primului trimestru a acestui an. Și ca să continui să spun câteva cuvinte de introducere, trebuie să vă spun că în fiecare an, la Mahane Hermon, tabăra de vară de la Cristian, unde se întâlnesc membrii generației de vârstă medie, și spun se întâlnesc, nu vreau să spun se întâlneau, pentru că sper într-un viitor bun, deci generația de vârstă medie din comunitățile din țară, există o tradiție plăcută și instructivă. Îl invităm într-o după-amiază pe domnul Tiberiu Roth, când poate vine însoțit de doamna Vera, soția dumnealui, pentru o discuție prietenească, iar temele sunt întotdeauna tratate cu multă profunzime și o știință aparte de a comunica. Pentru că domnul Tiberiu Roth are o instrucție și o cultură vaste pe care simte nevoia să o împărtășească și să-i bucure și pe cei din jurul său cu cea ce știe dumnealui. De aici îi vine și nevoia de a scrie. Indiferent dacă comunică prin viu grai sau prin slova scrisă, el păstrează în demersul său un filon puternic, puternic și autentic al apartenenței la poporul cărții, astfel încât întâlnirile noastre de la Cristian sau de la sesiunile Bereșit sau articolele sale din revista Babel, aceste articole fiind baza celor două volume de memorialistică Evreu fără frontiere și că oricât de greu este să le să ridic în brațe, celălalt este puțin mai greu. Aici sunt aproape 800 de pagini, celălalt tot după 800 de pagini are. Aceste volume sunt autentice simțiri și exprimări ale unui reprezentant demn al poporului evreu. Dar nu vorbesc despre un reprezentant al unui popor rătăcitor, fără patrie, fără frontiere. Un reprezentant al evreimii românești, având, cum e cazul general, două patrii, deopotrivă și România și Israelul, și ideea de fără frontiere se referă la aceea de cetățean al lumii, al acestui pământ atât de blagoslovit, dar atât de încercat în ultimul timp. De astfel, sau de altfel, pot să spun că scrierile sale se referă la destinul comun al românilor și al evreilor ca făcători de civilizație, de cultură, de educație. Am citat în această mică introducere și câteva cuvinte ale
jurnalistului, ziaristului Mircea Brenciu din Brașov. Mircea Brenciu, care mai are un nume alăturat, Freund, adică are și el acest, acest caracter genetic extraordinar al prieteniei. Acum ar trebui să-i dau cuvântul puțin și domnului Roth, nu, oricum emisiunea noastră ține o oră, oricum e prea puțin o oră, dar dacă eu mă lungesc prea mult, prea mult s-ar putea să mănânc prea mult din timpul emisiunii. Dar nu, nu mă pot opri să nu vă spun că aceste două volume, unul pe care primul l-a lansat de fapt și în tabăra de la Cristian în vara trecută, sunt niște memorii, dar sunt niște memorii amestecate cu biografia atât personală cât și a lumii în care a trăit, trăiește și a experiențelor pe care le-a încercat în decursul acestor ani. Primul volum se numește Evreu fără frontiere, Călătorie prin țări, idei și ere. Al doilea este Este greu să fii evreu și cât adevăr există aici. Și a început cu câteva lecții în acest volum. Haideți să începem să-l ascultăm și pe domnul Roth, pentru că mă întind eu prea mult. Și să-l întrebăm. Să-l întrebăm ce se întreabă de obicei. Cine sunteți dumneavoastră, domnul Roth? Am citit un CV plin de umor al dumneavoastră, dar oarecum și de tristețe reținută. Un CV publicat la primul volum din anul 2019. Editura este Libris Editorial. Un CV în care vă referiți la primii 10 ani de viață, apoi succesivele decade. Și am vrea să trecem, dacă sunteți de acord, prin această succesiune de decade și le doresc să ajungem dincolo de 12 decade. Care e obârșia dumneavoastră, familia dumneavoastră și treceți, vă rog, puțin prin aceste decade. În primul rând, bună seara tuturor! Delia m-a copleșit aici cu aprecieri mai mult decât super pozitive, așa că m-ai lăsat fără grai. Nu, 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 eu am fost foarte reținută. Acum, sigur că în stilul nostru de convorbire, care este foarte complicat, în limba română noi avem tot felul de grade de adresare, de politețuri și așa mai departe, care complică comunicarea, pentru că consumă o grămadă de timp a să fie atent, doamne, domnule, stimate, iubite, respectate, apreciată, binecunoscută și așa mai departe. Noi, din păcate, nu avem ceea ce au frații noștri din Israel, limba noastră minunată, care este limba ebraică, dar nu numai, că și în engleză este la fel, nu avem atâtea complicații de adresare. Eu aș îndrăzni acum, după ce de cel puțin un deceniu le cunoaștem, așa, dăm voie ca să mă adresez măcar în cadrul acestei convorbiri, așa? Timpul... De la căsătoria Janetei. Ah, ok. Ce memorie! Da, încă o dată mai copleșit. Deci, ți-aș cere îngăduința ca să, la, măcar la această emisiune, să ne tutuim, că, pe urmă, continuăm cu respectul și cu doamne și cu domnule, dar aici adresarea este... În loc să consumăm timpul ascultătorilor noștri, care presupun că sunt interesați să audă ceea ce gândim noi și ceea ce vrem să le spunem,
în loc să ne consumăm timpul cu adresări, hai să folosim amicalul Tibi. Pedia. Așa. Deci, ok. Bun, deci am o problemă foarte importantă pentru economia acestei emisiuni. Deci, Delia, ca să încep cu viața mea este foarte complicat, pentru că mi-ai spus ca să încep de la început. Dar cine își mai aduce aminte de începutul? Eu n-am vrut să o citesc din carte, dar este atât de frumos prezentată, așa de frumos primii 10 ani și pe urmă următorii, pentru că se asemănă foarte mult cu biografia fiecăruia dintre noi, fiecăruia evreu român. Bine, atunci am să încerc să-mi aduc aminte. Deci de primii 10 ani îmi aduc aminte foarte bine, pentru că memoria mi era mult mai proaspătă decât este acum. Și în primii 10 ani am avut șansa ca să stau, ca să locuiesc în vreo 4 orașe consecutiv. M-am născut la Lupeni, într-un oraș minier care acum, din păcate, a cam ieșit din orizonturile cunoscute ale României. Am trăit puțin la Hațeg sau lângă Hațeg, la Păcrișa, unde am fost evacuați, pentru că așa a fost soarta evreilor în România acelor ani. Din acel, un fel de, nu era chiar, un fel de ghetto, nu era chiar așa de mizerabil și de complicat, dar era un ghetto din care n-aveam voie să ieșim. Era într-un castel dărăpânat, localitatea se numea Păclișa, cred că mai există și acum. Iată că mi-aduc aminte cu multă acuitate de niște amănunte, poate foarte esențiale, de acolo mi s-a dat liber. Evreii au fost liberi să plece din localitățile astea mai mici, cum era și Lupeniu, era considerat pe vremea aceea comună. Între timp a devenit oraș, atunci era o comună care să avea un sens economic accentuat, căci era o localitate minieră și aveam dreptul să ne găsim loc undeva în România. Ne-am găsit loc. Unde ne-am găsit? La Arad, pentru că acolo erau rudele noastre, toată familia tatălui meu. Bunicul meu avea 8 frați și surori, care majoritatea locuiau în Arad, așa că ne-am dus la Arad, unde am făcut și prima mea întâlnire cu învățătura la școala primară izraelită, care este și acum o clădire foarte frumoasă și se află situată lângă sau foarte aproape de sinagoga ortodoxă din Arad, care din păcate nu mai funcționează și este, deși o clădire foarte frumoasă, dar nu mai are pentru cine să funcționeze, un aspect din păcate general în România, unde se mai repară foarte frumos, foarte mulți bani, eforturi și suflet s-a depus ca să se repare câteva sinagogi importante, dar, din păcate, aceste sinagogi nu prea au utilizare decât rară și puțină și modestă. Din păcate, dar asta este important, este că avem niște simboluri pe care le respectăm, care ne sunt apropiate și sperăm că va veni poate totuși vremea când aceste sinagogi vor avea își vor recăpăta destinația lor nobilă de a fi centre ale spiritualității evreiești. Deci Arad. De la Arad ne-am mutat la Deva. De la Deva ne-am mutat la Satu Mare. De la Satu Mare ne-am mutat lângă Satu Mare, într-o comună care se numește Amați, unde a trăit și a avut viața lor frumoasă, evrească, familia mamei mele, bunica mea care, și bunicul care
A fost tot așa o familie mare cu 8 frați și mama a avut 8 frați și surori, dintre care 6 au fost uciși la Auschwitz. Da, acum e momentul să spun că în anii maturității, în amintirea tuturor acestor membri ai familiei dumneavoastră și prieteni, v-ați implicat în activitățile sioniste și ați organizat, cu prilejul comemorării a 75 de ani de la trimiterea evreilor din Ardealul de Nord pe drumul către Auschwitz, v-ați implicat în organizarea acestui marș, acestor activități, în amintirea tuturor membrilor familiei care n-au putut să-și urmeze viața. Da, și nu numai. Cred că este obligația noastră, a tuturor evreilor, indiferent unde trăim în lumea asta, ca să păstrăm amintirea acelora care au fost sacrificați în acest dement război pe care l-am trăit noi toți, care avem vârsta asta frumoasă de peste niște anișori. Peste 65 de ani, asta e la moment. Să nu vorbim de ani. Să nu vorbim. 65 de ani e variant. Deci, ca să închei deceniul. Deceniul prim, al doilea deceniu a fost un deceniu industrial, căci am făcut școala, am făcut universitatea, am terminat. Ați ales Politehnica pentru că era pentru evrei o șansă, nici nu puteau intra în alte facultăți, o șansă de carieră, de profesiune sigură, nu? Deși nu asta era tragerea sufletului, nu spre asta vă trăgea sufletul, nu? Ce-ați fi dorit altfel? Da, nu. Păi, da, am avut și un episod așa în tinerețea mea asta, adolescența mea, deci m-a descoperit un director de teatru de la Oradea, într-o piesă făcută la școala în care umblau. Am umblat într-o școală foarte bună la Satul Mare, se numea Liceul Mihai Eminescu, o școală de chiar excelentă. Și una din preocupările școlii era așa arta dramatică și noi făceam teatru și un director de teatru ne-a văzut, a văzut piesa asta pe care noi am prezentat-o în teatrul municipal, deci nu în școală, acolo, cu mare succes, și a vrut să mă determine ca să devin actor, spunând el că eu aveam oarece talente. Dar, cum spuneai adineaori, nu era o carieră, cel puțin atunci, foarte sigură pentru un evreu. În primul rând, nici nu prea eram admiși acolo din ăștia, cum eram și eu, cu dosare mai pătate, deci nu era recomandabil ca să fac o asemenea încercare, așa că am luat-o exact pe calea pe care au luat-o toți băieții evrei în vremea aceea, ori ne făceam ingineri, ori ne făceam mai puțin doctor. Astea erau cele două cariere care erau destinate copiilor evrei, nu erau cariere rele, erau frumoase. Eu am fost bucuros că am făcut ingineria, pentru că ingineria este o meserie creativă, creatoare și frumoasă. Și ca să continui istoria asta, am intrat cu ingineria asta în deceniul 3, că la 21 de ani eram angajat deja ca inginer la Stagul Roșu, o fabrică care a fost cândva una destematele industriei românești. Făceam autocamioane produse de mare tehnologie și tehnicitate și am ajuns acolo ușor pâș-pâș pe scara realizărilor profesionale,
m-am trezit la un moment dat, la 30 și ceva de ani, după ce m-am căsătorit cu Vera, pe care ai pomenit-o adineaur și care totdeauna alături de mine. Am văzut-o în spate adineaur. Da, da. În spate, în spate. În spate trebuie să rog ca să vină măcar să-ți facă un semn cu mâna Vera. Fiecare bărbat. Aici la cei care ne primesc, nu știu câți, dar uite-o ce frumoasă este ea. Spuneam că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie puternică. Este, este. Deci după ce ne-am cunoscut și ne-am căsătorit, ne-am cunoscut. La un moment dat erau câteva cuvinte, că ați cunoscut-o întâi într-o oglindă. A, da, da. Am cunoscut-o într-o oglindă pentru că mi-a adus ceva din Timișoara și eram foarte ocupat pe vremea aceea. Ea era într-o misiune ca să meargă, nu știu, de la Sfântul Gheorghe, prezenta niște produse, că dânsa este tot ingineră. Așa că ne-am potrivit cel puțin la destinul profesional. Dar și la toate ne-am potrivit. Așa. Și ne-am dat întâlnire la hotelul care unde stătea ea. Și acolo am bătut la ușa camerei care mi-a indicat-o și am deschis ușa. Ea era cu spatele la ușă și se uita în oglindă. Se-și făcea machiajul sau așa. Și deci prima impresie și prima vedere a fost în oglindă. Arăta foarte bine, era foarte frumoasă în oglindă, de altfel și în realitate. Dar așa, atunci m-am hotărât că o cer în căsătorie. În seara aceleiași zile am și făcut. Prin telefon am vorbit cu mama ei, care ne-a dat binecuvântarea maternă. Tatăl ei, din nefericire, a avut un accident foarte grav și ne-a părăsit foarte de tânăr. La 51 de ani a fost un om deosebit, profesor universitar, medic. Ei părinți sunt medici, numai ea a deviat de la subiect, devenind ingineră. Probabil că a presimțit ea destinul ăsta că o să întâlnească cu un inginer, s-a întâlnit întâmplător. O poveste frumoasă în acea zi. Am rezolvat foarte repede, ne-am dus la București, am cumpărat verighetele. Și cred că m-a trecut mai mult de așa, da, și am vorbit cu mentorul ei spiritual care stătea la București, la doctorul Halstein, un alt medic, un om absolut deosebit, prieten ai familiei, și în sfârșit și ei ne-au dat binecuvântarea, probabil că a comunicat cu mama și i-a dat datele mele de dosar și au fost pozitive. Una peste alta, la mai puțin de o lună de la momentul în care ne-am cunoscut, ne-am și căsătorit. Ne-am căsătorit la Timișoara. Așa că am acționat rapid și a fost... Rabinul Neumann? Da. Da. Și a fost o căsnicie, sau a fost, este... O căsnicie, sigur, cu problemuțe, cine n-are în viață înseamnă că nu trăiește, dar, slavă Domnului, trebuie să batem undeva în lemn. Am trecut de 50 și ceva de ani, sperăm ca să facem și asta de nunta de diamant la 75 de ani. La asta tragem acum. Da, să fac o mică ruptură în această biografie și să spun că am aflat, vă plac enorm călătoriile și cărțile acestea sunt dovadă. Știu că de-abia v-ați întors în martie dintr-o croazieră în
Antilele mari și mici. Deci vă plac foarte mult aceste călătorii din care, bineînțeles că sunteți perfect documentați, din lecturi, și din care aduceți și celorlalți câte ceva, prin scrierile dumneavoastră, prin poveștile dumneavoastră. Da, am zis că ne tutuim, Delia. Da, îți plac aceste călătorii în doi. Și știu că s-a luat pasiunea asta călătoriilor și la Robi. Da. Da, dar Robi a făcut înainte de noi. Da, merge. Ne-a depășit mult înainte de noi. Da, după ce a terminat facultatea. După ce a terminat facultatea, da, el a făcut facultatea la Haifa, la Technion. Da. Și după ce a terminat, cum era obiceiul locului, și-a luat un an de șabaton și a plecat în America de Sud, dar după ce deja l-am cunoscut din poveștile lui pe care le scria pe un grup pe Yahoo, cum erau pe vremuri, grupurile cu mesaje pe Yahoo. Așa l-am cunoscut. Da. Așa. E frumos. Deci, e o boală familiară chestia asta cu călătoriile. Da, dar e o boală foarte frumoasă pentru că nu trebuie vaccin. Da, da, corect. Acum noi suntem vaccinați și cu febră galbenă și cu alte boli. Da. Deci, dar cu coronavirusul ăsta n-am știut că o să ne apuce și pe noi, pentru că ne-am întâlnit cu coronavirus în călătoriile noastre. Dar la diferență de ani. Am fost în China cu un an înainte de a izbucni coronavirus și am fost cu vapoarele Holland-America, care după ce noi am călătorit cu ele, cu mult înainte, au avut și ele parte de o epidemie din asta, cu foarte mulți îmbolnăviți cu coronavirus. Dar noi am avut noroc, ne-am strecurat așa printre ele. Da. E, foarte frumos. Deci, domnul inginer Tiberiu Rot, familist, a ajuns și la conducerea întreprinderii. Am ajuns și la conducerea întreprinderii. Absolut în întâmplare am ajuns, dar am ajuns. Am ajuns. Am fost director tehnic și am prins acolo cea mai nefericită istorie din istoria întreprinderii. Eu am fost din 70 și... Nu mă gândeam la... 72, 1972, păi nu mai suntem chiar așa de tine. Da, 72. Până în 78. Da. Până în 78 am fost director în această întreprindere. Am avut grijă să-l sape pe domnul Rot, da? Care domnul Rot nu s-a lăsat cu una, cu două. A ajuns? Nu, dar cum să spun, când ai o asemenea misiune, te bucuri de două ori. Prima dată când o primești, până când scapi. Așa că eu am avut bucurie. Chestia asta este valabilă pentru toate funcțiile de răspundere. Erau vremuri de centrale industriale, de comandamente. Erau vremuri care... Cincinale de... Da, erau vremuri grele, vremuri în care se lucra 24 de ore din 24, cum se spunea, și 7 zile din 7 pe săptămână. Dar câți muncitori, cât personal avea era cea mai mare întreprindere din România. Avea 25.000 de angajați.
Cea mai numeroasă, nu cea mai mare, cea mai numeroasă, cu cei mai mulți angajați. Dacă era și Galațiu, era și 23 Augustul Mare, dar... Da, era și 23 Augustul Mare, era și zile de tractoare și Dacia, zile de automobile, erau foarte multe întrebări. Erau și muncitori foarte bine pregătiți, printre care cei mai buni erau sculării matrițeri, în sfârșit. Da, da, au fost. A fost o istorie uneori macabră, tristă, dar am reușit să supraviețuim și iată, acum mai trăiește prin aminte. A fost o școală de călire, pentru că după aceea ați ajuns în învățământ. Și cum ați spus dumneavoastră, cei care nu știu... Învață pe alții. Nu se învețe pe alții. Da. Da, a fost o perioadă... Chiar de asta mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere. Am fost câțiva ani în învățământ la Universitatea din Brașov. Am predat mecanică și termotehnică. Erau cumva specialitățile în care eram destul de acasă. Și ceea ce cred că este frumos din această perioadă este că am cunoscut foarte mulți studenți care și acum mă cunosc și mă recunosc, că eu nu-i mai cunosc. Nu numai pentru că s-au schimbat la față, dar și pentru că memoria mea deja nu mai poate prelucra atâtea informații vizuale. Dar în toată această perioadă exista comunitate evreiască în Brașov, existau cursuri de Talmud Tora, ceea ce exista și în București. Exista probabil și cor, ceea ce exista și în București, nu? Da, sigur. A existat un cor. Adică erați implicat? Înaintea mea, care am ajuns președinte tot așa, din lipsă de cadre, că nu prea mai sunt, nu au mai fost evrei mulți în Brașov, mai erau decât vreo 600. 600, dar astăzi 600. Da, astăzi este, da, ceva mai mult de 600 erau atunci când am ajuns eu președinte, dar înaintea mea au fost 3 prieteni președinți succesivi ai comunității. Primul prieten a fost un botoșănean care s-a numit, Dumnezeu să-l odihnească, Sami Leibovici. Lumea îi spunea Sim Ilie, adică fiul lui Ilie, așa era cunoscut. El lucra tot la Steagul Roșu, era șeful turnătoriei, un băiat extraordinar, soția lui, care... și acum trăiește în Israel, slavă Domnului. El a fost cel care a revigorat această comunitate care era destul de pierdută în perioada aceea a comunismului. El a fost cel care a adus un suflu nou în comunitate, dar a fost pentru scurtă vreme, fiindcă a avut o problemă gravă cu inima și ne-a părăsit foarte de tânăr, 51 de ani cred că a avut când a murit. După el a venit ca președinte de comunitate un domn absolut special care și el a plecat în Israel și a trăit acolo la Petah Tikva, iar după el a venit un alt Leibovici, care a fost directorul cel mai mare trust de construcții din România. El a plecat și el în Israel, a devenit și acolo lucrător de construcții la Rishon LeZion, după care a plecat în Statele Unite, unde ne-a părăsit la vârsta de 90 și ceva de ani. E, după 3 prieteni, că toți trei mi-au fost prieteni, am ajuns eu
președinte la comunitate prin decizia democratică a rabinului Rosen, că atunci alegerile se făceau așa. Tot democratic, rabinul Rosen hotăra cine, ce și cum, după ce el asculta, făcea un interviu, nu neapărat la Zoom, ci direct. Nu era atunci cu coronavirus și cu distanțarea, erau foarte apropiați. Și am avut cu el o discuție lungă. De atunci am păstrat cu el o relație foarte bună, cu toate că ne contraziceam de fiecare dată când aveam o discuție. Eu aveam altă părere, dânsul altă părere. La urmă mergeați la jumătate. Da, dar să știi că oamenii de un oarecare nivel intelectual și oameni de caracter, cum era și Rosen, din anumite puncte de vedere, nu se sfiesc și nu au probleme cu cei care îi contrazic. Dimpotrivă, îi apreciază. Și nu era atunci moda asta de slugărnicie, de să ascultăm ce spune șeful, să nu cumva șeful să se supere. Și șeful este cel mai grozav și cel mai nu știu ce. Nu era această modă. Și, în orice caz, rabinul Rosen, rabinul șef, care era un om cu foarte multe capabilități și era un om de diplom, cu toate că cu foarte multe lucruri și teorii ale lui, eu nu am fost de acord, nici acum nu sunt, dar era un om care aprecia și nu avea niciun fel de probleme cu cei care nu erau de părerea lui. Dimpotrivă, comunitatea a funcționat bine pentru că multe păreri puse cap la cap duc la rezultate pozitive. Așa s-a întâmplat și în această perioadă la comunitate. Au trecut 30 de ani, foarte repede. Eu am renunțat, să spunem așa. Adică așa am crezut că la vârsta de 80 de ani trebuie să te retragi dintr-o funcție de conducere. N-ai voie să conduci o colectivitate de oameni după ce împlinești vârsta de 80 de ani, din mai multe motive. În primul rând, pentru că datoria ta este să crești în jurul tău sau după tine oameni care să urmeze și să păstreze valorile cărora tu te-ai dedicat. În al doilea rând, chiar dacă mi se pare nouă că după 80 de ani încă suntem foarte bine, foarte deștepți și foarte capabili, știi că asta, din păcate, nu este chiar așa. Uităm, nu mai avem capacitatea pe care am avut-o, ci e de bun. Simți că la 80 de ani să te retragi frumos și în glorie. Eu sfatul acesta l-am dat și altora. Sfatul vârstnicilor era o chestie tribală, dar valabilă până în ziua de azi. Și în ziua de astăzi este valabilă, da. La vârsta de 80 de ani, noi mai avem acum o speranță de viață, fiindcă suntem evrei și credem în valorile evreiești, mai avem o speranță de viață de 40 de ani, nu? Dar, cel puțin. Cel puțin, da. Dar trebuie să trăim într-un anumit fel, fără stresuri, fără responsabilități care depășesc capacitatea noastră reală. Și indiferent de ce zicem noi și de ce părere avem despre noi înșine, și chiar dacă, slavă Domnului, mulți dintre noi suntem sănătoși, cât de cât se poate la vârsta asta, și chiar dacă la 80 de ani nimeni nu se mai miră în afară de autoritățile care ne zic la 65 de ani, și n-ai voie să te stadă, trebuie să stai la carantină. Da, mă rog, asta este situația, dar totuși la 80 de ani trebuie să te retragi, așa cred eu că este de bun simț și este bine pentru colectivitatea pe care o conduci, să te retragi
din funcții de conducere. A, poți să fii un înțelept, poți să fii un om care să dai sfaturi, poți să fii un om care să scrii memoriile, poți să fii un om care să ajuți acasă nevasta care și ea nu mai este chiar așa la 20 de ani. Deci ai cu ce să te ocupi. Viața este, mai cu seamă acum, în această lume informatică în care trăim, în care avem atâtea posibilități de comunicare. E foarte interesant și foarte bine ca ăștia care suntem mai... Purii. Poftim ca să nu zic. Mai purii se zice. Să transmitem experiență, să transmitem sfaturi altora care vin să ne țină loc. Cam asta era în legătură cu... Foarte frumos spus, da. Am o întrebare indiscretă. Niciodată n-ați vrut să faceți alia? Ba da. De trei ori am vrut. Pe ne-au negat. Prima dată am vrut la 13 ani. Eram, la 13 ani eram maschirul unui kennel. Nu știu dacă știi termenii ăștia, nu știi. Eram responsabilul unei organizații de Dror Habonim din satul mare. Aveam tineri, copii și mai mărișori erau organizații atunci. Aveam o hakshara alături, un fel de tabără de pregătire, mergeam la Moșava. Cercetași. Un fel de cercetași, așa. Și în anul 1948, când s-a întâmplat să am eu 13 ani, atunci cei din conducătorii organizației din care făceam parte, m-au solicitat, m-au invitat, m-au propus ca să vin la Cultura. Cultura era o tabără de pregătire la București, ca să mă pregătească pentru alia și noi aveam cei care eram tineri, sau fim, adică adolescenți sau subadolescenți și eram membri ai organizației sioniste, aveam prioritate la alia. Deci eram pe lista de alia. Și eram pregătit să plec. Din nefericire, atunci, la sfârșitul lui 48, l-au arestat pe tatăl meu și a fost dus la... Nu mai era evreu, era moșier, era... Da, el săracul nici măcar n-a fost moșier. Moșia a fost al bunicului meu dinspre mama, care au fost duși la Auschwitz, care au murit la Auschwitz și atunci noi am fost obligați. În sfârșit, e o istorie care este trecută, n-are importanță, dar cel care a suferit și el rigorile comunismului a fost tatăl meu, care de, cred că aproape 8 ani a fost la principiul obligatoriu în sfârșit și eu a trebuit să stau cu mama, așa că a trebuit să renunț la această posibilitate, la această oportunitate. A mai fost încă două perioade sau două ocazii în care eram foarte hotărât să, sau foarte, aproape foarte hotărât să plecam, dar tot așa din motive familiare. Asta e știut, toată lumea știe și toată lumea o invocă. Părinți bătrâni, sigur, părinții sunt totdeauna bătrâni, din păcate. Dar, mă rog, asta a fost să fie. Deci, punct și virgulă, n-am făcut alia, a făcut Robi alia și noi eram destul de hotărâți sau, mă rog, am zis așa, du-te tu înainte și noi o să te urmăm atunci când o să avem niște bani, că n-aveam niciun fel de bani. Eram... cu punga goală, că pe vremea comunismului nu prea ne întorceau bani. Și atunci a venit Revoluția. La Revoluție eu m-am apucat de niște activități de toate felurile, comerciale, industriale, medicină și așa mai departe. Da, asta au dovedit că nu trebuie studii de management. Că omul simte, are aici și poate.
ați manageriat niște afaceri foarte serioase, care rezistă și astăzi. Am avut șansa ca să fac niște întreprinderi, niște întreprinderi care au fost în diferite domenii, în diferite domenii. Ultima întreprindere a fost o întreprindere în domeniu, o instituție medicală destul de mare, care a avut 22 de sucursale în 22 de orașe din România și care a fost bine cunoscută și bine apreciată. Am încheiat și activitatea asta. Ce să vă mai întreb eu? Ați cunoscut foarte multe personalități și din țară și din afara țării, bineînțeles. Care a fost cel mai special pe care l-ați cunoscut și care v-a impresionat în mod special? Păi, am cunoscut foarte mulți oameni speciali. Să nu uit, când am citit cartea și am ajuns la capitolul Bibi și Tibi, sigur că dacă este vorba de Bibi, dar până m-am lămurit cine e Tibi, plin de umor. Da, am avut șansa ca să îl cunosc pe Netanyahu, pe primul ministru Netanyahu. El a fost la Brașov, a prins de Hanuka o lumânare la sinagoga din Brașov. Și acum aș mai aduce aminte din când în când de Brașov. Toată lumea a fost în foarte multe orașe, dar asta ne-a povestit asistentul medicul lui personal, Țvica Bercovici, care este o personalitate și el în România este cetățean de onoare și consilier și o personalitate, consul onorific al României în Israel, deci o personalitate importantă, și de câte ori mă întâlnesc cu el, îmi spune că Netanyahu își aduce aminte de Brașov și de... E adevărat că împrejurările au fost mai speciale pentru că era de Hanuka, deci Hanuka ziua e scurtă, nu? La ora 4 se aprind lumânările, că la 4 vine deja întunericul. Noi am avut o sinagoga era arhiplină, toată lumea bună, toată conducerea din toate domeniile din Brașov îl aștepta pe Netanyahu, Bibi Netanyahu, cu soția lui, și Tova Binun a fost cu și ea organizatoare de seamă și am așteptat până seara la ora 8, deci la ora 4 era întrunirea, la ora 8 a apărut Netanyahu cu soția lui și cu suita, și până atunci, în perioada asta de 4 ore, neavând altceva, lumea ca să nu plece, de acolo am improvizat tot felul de povestiri, de discuții, de aranjamente ca să nu se plece. Și a apărut Netanyahu, care a aprins lumânarea și foarte apropiat, prietenos, a întrebat toată adunarea, după ce am prezentat toate sumântățile și așa mai departe, a întrebat adunarea în ce limbă să vorbească. În ebraică sau în engleză sau în română, nu s-a angajat să spună, că nu știa românește, a urit în engleză, dar a cucerit auditoriul. Deci eu am crezut că oamenii o să-mi sară în nas, o să-mi sară în cap. I-am ținut atâta timp. Dar Netanyahu are o prezență și o capacitate de influențare și de adresare extraordinară. Este un om absolut deosebit și cu toate ce îi se reproșează de către unii și de către alții, eu îl consider
una din personalitățile absolut speciale ale contemporanității, ale lumii în care trăim. Splendid! Și din toate locurile din lume pe care le-ați vizitat, care v-a rămas la suflet amândorura cel mai mult? Pentru că Vera se ascunde, ar putea să vină alături cu scaunul. Care a fost locul cel care pe amândoi v-a cucerit, v-a fermecat, v-a relaxat, v-a... Sau e greu de spus unul singur? Nu pot să răspund la asemenea întrebare, că pormă o să am reproșuri, așa că mai bine. Nu sunteți de acord, adică fiecare aveți altă preferință. Păi atunci puteți să vă spuneți fiecare preferință. Nu, n-am preferințe. Ce urmează? Ce călătorie? Încă o să scăpăm, o să terminăm noi cu virusul ăsta. Da, o să termine, sigur. Păi, următoarea călătorie pe care o plănuim de mult o să fie în Australia. Este singurul continent pe care nu l-am... Noua Zeelandă. Da. Unde? Noua Zeelandă. Da. Australia și Noua Zeelandă, da. Da. Australia, Noua Zeelandă, Tasmania, tot ce e pe acolo, prin jur. Sperăm că vom fi în putere, sperăm că Vera va fi dispusă și de acord să vină, că ea este șefa familiei, asta eu o recunosc aici în public. Degeaba. Da. Da, și eu așteptam verișoare în iunie din Australia, dar se pare că nu se știe în iunie dacă va fi un moment propice. Da. E, știi cum este cu momentele propice? Fiecare om își caută și își găsește momentele propice. Pentru că fiecare dintre noi avem șanse, important este ca să prindem șansa, să nu scăpăm ocazii. Ocaziile se ivesc. Concluzia mea este că ești un om foarte dăruit de viață. Mulțumesc! Care le consider cele mai mari daruri în viață pe care ai trăit-o până acum? Cele mai mari daruri, eu așa cred că cel mai important lucru pe care l-am moștenit de la tatăl meu este optimismul. Și simțul umorului. Și, da, dar una cu alta într-un fel sunt legate. N-am mai văzut un om cu simțul umorului pesimist. Da. Probabil că mai sunt și din ăștia. Simța umorului negru. În ce caz, eu așa cred că este foarte important. Optimismul poate este un termen nepotrivit, dar aș spune mai simplu încredere. Încredere în viitor, încredere în oameni, încredere în cei pe care îi iubești, încredere în ceea ce faci, încredere în idealurile pe care le promovezi, deci să crezi. Și curiozitate vie pentru tot ce e în jur. Curiozitate. Da, sigur. Sigur. Fără doar și fără. Am văzut că în primul volum, semnul de carte este bazat pe... unde l-ai fi pus, eu l-am pus pe aici pe undeva și când ai nevoie nu găsești ce cauți. E bazat pe o poză, un desen al Rodiei. Da. În ideea, nu știu cine a avut ideea, dar a fost fantastică și a fost și o idee documentată, pentru că și dumneavoastră în fond sunteți ca o rodie cu foarte multe semințe, nu neapărat mici voturi, însă capabilități, dăruiri, o mulțime de calități, poate nu sunt 613, poate sunt mult mai mult de atât sau poate sunt mai puține, dar sunt foarte importante. Deci sunteți ca un fruct din care foarte mulți oameni s-au împărtășit, au gustat, au avut parte, au învățat ca exemplu și așa mai departe. Mi s-a părut o idee extraordinară cu
cu semnul ăla de carte, vreau să-l arăt, da. Îmi pare rău, nu știu dacă eu am atâta cărți de carte. De altfel, da, la mine sunt cărți pe masă, cărți în bucătărie, cărți și până nu mai găsești nimic. Nu-i nimica. Uite, îți promit că prima ocazie când coronavirusul o să ne îngăduie, am să vin la București, am să aduc mai multe semne de carte. Eu mi-am propus ca să organizăm o lansare de carte la București pentru volumul 2, volumul care încă nu a apărut. Eu am vrut este la librărie, la Cărturești, la Libris, la toate. Dar nu s-a lansat pentru că n-a fost încă nu a fost pentru lansare. Da, da, da. Eu aș vrea și mi-am propus treaba asta, dar trebuie să fie de acord și Crivei, ca să folosim termenul ăsta popular. Aș vrea să mă duc la Căminul Rosen. Am promis, am o grămadă de prieteni acolo. Vreau să le ofer aceste cărți prietenilor mei vârstnici care sunt la Căminul Rosen. 101 ani am plinit, domnul Sterian. Păi da, eu i-am trimis, acum cu trimiterea asta e mai complicat. Vreau să-i duc eu personal lui copilul Sterian, volumul 2, dar vreau ca să duc... E foarte frumos, e albastru. Primul e alb, al doilea e albastru. Nu știu dacă a fost intenționată ideea asta. Da? Cu alb-albastru, ca în steagul israelian. Bineînțeles. Da? Da, sigur. N-a fost întâmplător. Nimic nu este întâmplător în lumea asta. Asta și vrea să fie simbolul steagului israelian. Și... Da, te rog. Eu mă uit, am aici ceasul și mă uit. Eu am spus că n-ajunge o oră. Abia am început. Din punctul meu de vedere, dar din nefericire, emisiunile noastre sunt pe oră. Da. Și pentru încheiere am pregătit și o piesă foarte, foarte frumoasă. What a Wonderful World. Care? Ce lume minunată! What a Wonderful World. Da. Asta va fi încheierea emisiunii noastre de astăzi și trebuie să facem ceva noi la JCC, la Radio Shalom, să avem emisiunile mai lungi. Pentru că dacă avem un astfel de povestitor, e păcat să-l lași din mână. Bun, la următoarea invitație, dacă mă mai inviți vreodată, atunci o să continuăm discuția asta noastră vorbind și despre alte lucruri care interesează publicul care te urmărește cu siguranță, cu mare atenție. Aș vrea să vorbim cu acel prilej puțin despre sionism. Pentru că... Înțelesul de astăzi al sionismului și pentru că sunt niște... Da, de ce este sionismul important? De ce este actual? De ce este mișcarea cea mai importantă în viața poporului evreu și de ce în România mai greu înflorește viața sionistă. Și poate aceasta va fi o temă pe care să o abordăm împreună și să invităm și alți ascultători să participe la o asemenea dezbatere, pentru că sionismul este o ideologie, dacă vrei, o organizație care asigură viitorul nostru și asigură încrederea în viitorul nostru. Foarte important. Gândim să programăm o întâlnire nouă. Neapărat. Okay. E în beneficiu nostru, general. Mii de mulțumiri, TV, multă sănătate
și ție și Verei și să ne auzim și să ne vedem cu bine și prin Zoom, dar și față în față la mai puțin de 2 metri unul de celălalt și fără măști. Mulțumesc frumos și Vera îți trimite multe salutări și tuturor ascultătorilor și eu, ascultătorilor și privitorilor, pentru că presupun că sunt mai mulți privitori decât ascultători și să sperăm că ne vom întâlni cât mai des, cât mai mulți, cât mai optimiști, cât mai plini de speranță și că mica noastră obște, micul nostru trib al evreilor din România, încă mulți ani de acum înainte, va fi o speranță. Mulțumim! Mulțumim! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.